Nu știu voi, dar eu am rămas agățat de partea de final a episodului trecut pe care l-am studiat săptămâna trecută. Știți, discuția legată de aluatul fariseilor și a lui Rod. și la un moment dat Hristos uh, pune degetul pe rană și identifică o problemă în viața ucenicilor. Pentru ce vă gândiți când aveți pâini, tot nu pricepeți, tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită, aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți și nu vă aduceți aminte deloc. Pentru a doua oară, Mântuitorul face această observație această diagnoză la inima ucenicilor. Hai să ne înțelegem. Nu e vorba de păgânii din decapole, ci este vorba de niște oameni care, de o bună bucată de vreme, îl urmează pe Isus Hristos. Sunt împreună cu el în cercul privilegiat a celor care au ocazia să-l urmeze. Și la sfârșitul capitolului 6, și la jumătatea capitolului 8, Hristos. Identifică ceva neplăcut și neliniștitor în viața ucenicilor, am putea spune, a creștinătății. E adevărat, nu-i vorba de forma patologică pe care am întâlnit-o la Irodiada, dar e un început, o stare care ar trebui să ne pună pe gânduri și care ar trebui să ne invite la o reflexie serioasă astăzi. Poate că aceasta e lecția pe care o avem de învățat. Că profilaxia implică acceptarea unui simplu fapt. Că lucrul ăsta ți se poate întâmpla ție și mi se poate întâmpla mie. Conștientizarea acestui lucru se poate de dovedi de multe ori un aspect salvator. Pe de altă parte, orbirea sau surzenia spirituală e mult, mult mai primejdioasă decât orice handicap de ordin fizic. Filmul Blindness, care a fost lansat la Festivalul de Film de la Cannes în 2008, scris, făcut după o carte a scritorului portughez, José Saramango, care a luat Premiul Nobel pentru Literatură în 1998, ne prezintă, ne pune în față o imagine sfâșietoare cu privire la un oraș, la o comunitate, în care izbucnește o epidemie, o infecție, în care, progresiv, oamenii încep să-și piardă vederea, simțul, orientării vizuale. Imaginile sunt cu tremurătoare absolut apocaliptice. O singură persoană, soția medicului, scapă de acest flagel și se dovedește un personaj salvator este absolut îngrozitor să vezi prin ochii ei ororile unei astfel de situații și elementele care pot duce la salvare. Valoarea până la urma unui dar cu care ne-am obișnuit și care mi se pare că e de la sine înțeles. Dacă vă mai aduceți aminte pandemia de COVID-19, a creat atât anxietate și stres, dar o epidemie în care oamenii să-și piardă simțul orientării. Dacă izbucnirea unei boli care provoacă orbirea fizică este un adevărat coșmar, oare cum stau lucrurile când, din punct de vedere spiritual, se creează această ruptură de planuri, de realități? Textul de astăzi ne invită la exact genul acesta de exercițiu. Marcu 8, de la 22 la 38. Vindecare, interogare, chemare. Când au ajuns în Betsaida, i-au adus un orb. Și l-au rugat să se atingă de el, exact cum făcuse de cele mai multe ori până în clipa de față. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. A scuipat pe ochii acestuia și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El S-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite, țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Iisus l-a trimis acasă zicând, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva din sat. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Sau în lumina vindecării, cum mă văd oamenii? Dar voi, cum mă vedeți? Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții că ești unul dintre profeți. Dar voi, I a întrebat Isus. Tu ești Hristosul? i-a răspuns Petru. Isus, acesta este punctul de tensiune maxim al textului nostru. Ea le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Atunci a început să învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă, de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învie. Le vorbea deschis despre acestea, Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Isus s-a întors, s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru zicând, pleacă! Înapoi a mea, satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. O familie din Canada a hotărât să plece într-o călătorie în jurul lumii după ce trei dintre cei patru copii au fost diagnosticați cu retină pigmentară, o afecțiune genetică rară care poate cauza pierderea parțială sau severă a vederii. După ce fiica la vârsta de 5 ani a fost diagnosticată, nu peste mult timp, după doar câțiva ani, alți doi dintre copiii lor au început să aibă exact aceleași simptome. Imaginează-ți ca părinte. Sugestia unui specialist de a le oferi amintiri vizuale a reprezentat scânteia spre această călătorie în jurul lumii. Observați mai contează bani, resurse, în momentul în care se trezește ceva, ți se deschide o perspectivă. Uitați ce spunea mama acestor copii. M-am gândit, nu vă voi arăta un elefant dintr-o carte. Vă voi duce să vedeți un elefant adevărat. Și le voi umple memoria vizuală cu cele mai bune și cele mai frumoase amintiri. Ce n-ar face o mama, un tată, pentru copil atunci când simte primejdia sau pericolul? Dacă pierderea vederii unui singur copil îți aduce atâta agonie, dar când vine vorba de alți doi copii, sau de pierderea vederii unei comunități întregi. Asta e miza la care ne invită textul. Iată câteva observații absolut revelatoare cu privire la textul pe care tocmai l-am citit. Deși Domnul putea să-l vindece instantaneu, alege să o facă în două faze, spre nedumerirea tuturor, inclusiv a ucenicilor. Cele două stadii de, de vindecare sunt diferențiate printr-o vedere încețoșată și apoi una cât se poate de plină de lumină și claritate. În mod surprinzător, vindecarea are loc în momentul în care acest om dă curs invitației lui Hristos de a privi țintă la el. Ciudat, vindecarea orbului este atât precedată, cât și urmată de interogarea ucenicilor. Aveți ochi și nu vedeți? Voi cum? Mă vedeți? Cine ziceți voi că sunt eu? Mai mult, tămăduirea orbului are loc în prezența exclusivă a ucenicilor săi. De asta îl scoate afară și îl trimite înapoi, interzicându-i să vorbească cuiva despre miracolul acesta. În Marcul 9.30.31 avem o informație extrem de importantă, dacă n-ați remarcat-o. Isus nu voia să știe absolut nimeni că trece prin Galileea, deoarece își învăța ucenicii că fiul omului trebuie să pătimească. Observați repetiția, light motivul, legat de tema crucii și a suferinței Mântuitorului și poate a celor care îl urmează. Abundența minunilor din prima parte este surclasată de absența miracolelor din partea a doua. Singurele miracole sunt vindecarea orbului de la Betsaida, vindecarea îndrăcitului din capitolul 9 și vindecarea lui Bartimeu la finalul acestei etape în care Hristos urmărește să petreacă timp cu ucenicii pentru a-i instrui intensiv cu privire la ce Înseamnă să-l vezi și să-l urmezi pe Hristos în această viață. De fapt, singurele minuni din întreaga Evanghelie cu privire la vedere sunt exact în această secțiune spre care vom privi duminica asta și duminica următoare. Și de ce, mă rog, identificarea corectă a lui Petru, tu ești Hristosul, este automat interzisă în a fi comunicată. Ne-am așteptat ca exact acesta să fie momentul în care ei să fie împinși de la spate, să-l vestească, să-l proclame. Probabil să sizați cum abundă lecțiile deja. Dacă vindecarea în două etape nu este un simplu accident, poate că adevărata problemă nu este cum ne însănătoșim, ci cum ne întregim. Boala poate fi privită fie că e vorba de un lucru fizic sau de un alt lucru care ne afectează viețile, ca un handicap sau ca un agent al transformării și al adevăratei vindecări. A rămas uimit încă o dată de înțelepciunea de care dă dovadă Gabor Mate în ultima carte, Mitul Normalității. Ăsta e titlul pe care îl pune culturii în care noi trăim. Și dacă e ceva uimitor la autorul ăsta, e uh, atitudinea contraintuitivă, contraculturală pe care o are. Vorbește despre conceptul minte-corp, în care tot ceea ce gândim, trăirile noastre, ne afectează pe noi și pe cei de lângă noi. Și că ar fi mult mai bine să învățăm să gândim ca un tot unitar, la nivelul familiei și la nivelul social în care ne mișcăm fiecare dintre noi. Uitați ce spune, o boală ne oprește din drumul nostru și poate fi astfel. Un semnal de alarmă dacă permitem să corpului nostru să ne învețe ceea ce se întâmplă. Chiar tu ce urmărești? Să te vindeci de boală? Sau cum? Să te vindeci prin boală. Vindecarea ca proces, nu ca punct final de atins, pare să fie invitația elementul neliniștitor al miracolului pe care Hristos îl propune. Pendularea textului între cele două faze, momente critice. vederea încesoșată, blurată și lămurită când privește țintă la Hristos, identificarea corectă, dar omenească lui Petru, percepția genuină, dar deformată, distorsionată, miopia fizică a acelui orb, dă învileac miopia spirituală a ucenicilor Mântuitorului. Cei care purtăm ochelari știm cât de grav este să-ți pierzi vederea, să nu-ți mai găsești ochelarii, să simți dintr-o dată că intri în panică și că îi vezi pe oameni, dar ți se par așa, ca niște pomi care umblă. Pe de altă parte, întrebarea este câți dintre noi reușim să ne dăm seama din punct de vedere spiritual? Că avem o problemă de percepție. Cazul Bartimeu, de care o să auzim săptămâna viitoare, urlă în gura mare când, auze către, când aude că trece Iisus. Spune, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Oamenii uh, îi spuneau să tacă, lasă-l în pace, vezi de treaba ta. Hristos se apropie. Nu ești șocat de întrebarea asta? Ce? Ce vrei să-ți fac? Ce problemă spui că ai? Știți cum se încheie? Exact cu imaginea mobilității uceniciei. Și-a căpătat vederea și mergea pe drum după Isus. Incredibilă forța acestei imagini de vindecare pe care o trăiește Bartimeu. Poate Saul din tare să ne învețe ceva despre dificultate din ordin spiritual, așa cum zicea Jean Calvin la un moment dat, cel mai greu lucru în viață a fost la 40 de ani să recunosc că mă înșel. Dar pentru că e atât de greu să ne dăm seama, și uitați-vă la Petru în cazul acesta, această mustrare neapoi a mea satană, nu e așa o vorbă de duh în care să-i trezească un pic atenția? Se pare că sunt niște implicații în spate. Petru nu prea realizează ce se întâmplă cu adevărat. Ceea ce mi se pare interesant este că atât ucenicii cât și noi avem tendința să negăm realitatea suferinței, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Oare ce vedem noi atunci când privim la Hristos? Servați, oamenii ziceau, eu am botezătorul, Ilie, unul dintre profeți, fiul lui David spune Bartimeu, îl identifică corect, Hristosul, dar Hristos îi poruncește și îi spune lui Petru, înapoi a mea satano, fiul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Marcu, doar demonii, tatăl la botez și la schimbarea la față și la final ofițerul roman vor afirma în această Evanghelie că el este cu adevărat fiul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, titulatura de fiu al omului, doar Hristos și-o atribuie, se identifică cu ea. Marco 8, cu 31. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult. În secolul al XIX-lea a fost un scriitor care a creat un celebru aforist care a rămas în studiile pe Evanghelia după Marco și el așa definea, aduna într-o propoziție, Tema Evangheliei după Marcu, Evanghelia patimilor cu o lungă introducere. Asta ne arată momentul de răscruce al textului nostru. În studenție, când i s-a pus în brațe pentru examen cartea lui John Stott, crucea lui Hristos, a rămas marcat de atunci de cuvintele pe care autorul le spune undeva la finalul cărții. N-aș fi crezut niciodată în Dumnezeu dacă n-ar fi existat crucea în lumea adevărată a durerii cum ar putea cineva să se închine unui Dumnezeu care nu simte durerea? observați când te gândești, reflectezi un pic la lucrurile astea, Dumnezeu chiar simte durerea știe, înțelege cunoaște, cum spun nevrei, ispitirile de care ai parte, Isaia 53 cu 3, disprețuit și părăsit de oameni nu știu care stările afective prin care ai trecut în săptămâna trecută Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era atât de disprețuit că ți ai fața de la el. Observați în fața cărui Hristos ne închinăm. Poftim marele secret mesianic, îi spune Domnul. Lucrurile devin și mai serioase când ne gândim la acest concept de fiu al omului. Majoritatea ne gândim și oarecum intuitiv, natural, la faptul că este un descendent al lui Adam, că e om 100%. E adevărat. Însă, în Biblie, există în cartea prorocului Daniel, la capitolul 7, identitatea cosmică a fiului omului. O figură cu totul și cu totul excepțională. Uitați ce spune profetul Daniel în capitolul 7, 13 și 14. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Asta e imaginea cu care se identifică Hristos. Spunem ce simți atunci când o astfel de ființă este repudiată, ucisă, călcată în picioare. Normal, revoltă. Și cu toate astea, Hristos continuă în mesajul pe care îl adresează ucenicilor, Marco 8, 34 la 38. Apoi a chemat la el norodul, observați ce moment de cotitură, împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Oricine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, o va câștiga. Mesajul central este că nu independența ta și a mea, și dependența de Isus e calea spre împlinire și mântuire. Implicațiile, cele trei implicații din aceste cuvinte, sunt cele care străbat toată Evanghelia după Marcu. Sunt centrale, sunt hotărătoare pentru orice om care vrea să creadă în Hristos sau crede de ani buni în Evanghelia Fiului Lui Dumnezeu. Să se lepede, să-și ia cruța și să mă urmeze. Oare tu cum înțelegi lepădarea de sine? De multe ori am constatat că e un concept atât de obscur, se confundă cu un complex de inferioritate, să fii șter, să fii într-o stare din asta care nicicum nu-ți face cu ochiul să te apropii, să te identifici cu realitatea asta. Observați, de multe ori, la nivel conceptual, avem anumite probleme în a înțelege. De asta e important să discuți, să dialoghezi, să reflectezi personal când citești un text. Să te întrebi, chiar dacă n-ai imediat răspunsurile, declanșezi o căutare care te va scoate până la urmă la lim liman. Când am dat peste cuvinte lui George Müller, marele om al credinței, am primit o străfulgerare în înțelegerea lepădării. Uitați ce spune. A fost o zi când am murit. A murit față de George Mueller, față de opiniile lui, față de preferințele, gusturile și voința lui. A murit față de lume, față de aprobarea sau dezaprobarea ei. Observați ce face lepădarea în noi. Am murit față de aprobarea sau condamnarea chiar a celor mai buni frați sau prieteni ai mei. Și de atunci am cercetat. Cum? Să mă fac plăcut lui Dumnezeu. Asta e căutarea centrală a uceniciei. Observați, nu e o negare a personalității tale, ci o afirmare a supremației lui Hristos. Asta e întrebarea, singura care contează. Dacă noi avem acest curaj în viață să încep cu El, fiecare zi, fiecare săptămână. Fiecare plan sau decizie pe care îl ai cu privire la viața ta. Interesant, lepădarea de sine duce la descoperire de sine. Răstignirea la eliberarea de a putea trăi în prezent. Doamne, câte probleme avem noi în punctul acesta? Cât de liberi suntem noi să trăim clipa prezentă? Uneori ne este atât de dificil când stăm de vorbă cu cineva să ne putem să fim reali, să fim prezenți. Și poate cultura asta bulversantă creează atâtea probleme. Ce spune Hristos, răstignirea îți oferă perspectiva aceasta și îți dă brânci în a pe această cale. Tozer este fabulos când spune ne ajută să înțelegem după 2000 de ani imaginea răstignitului. Ce înseamnă să fii răstignit împreună cu Hristos? Să-ți iei crucea. El spunea, un răstignit în trei postaze. Nu poate să se uite înapoi, este obligat să privească înainte și nu are planuri cu privire la ziua de mâine. Observ, răstignirea cu Hristos te ajută să trăiești ziua de astăzi ca pe un dar. Contează ziua de mâine povara zilelor următoare. Te ajută să trăiești astăzi. Asta e întrebarea mea. Avem noi habar despre ce vorbește autor aici? Pricepem noi, noima acestei apropieri, identificări cu moartea lui Iisus Hristos. Iar urmarea lui Hristos duce la mântuirea din acest viac păcătos, care unii îl considerăm o pierdere. Observați, paradoxul fundamental al împărăției acesta este. Oricine vrea să scape viața, o pierde printre degete. Cine își dă viața, o câștigă. Cât de preocupat sunt eu de a fi plăcut lui Dumnezeu? Cât de împăcat sunt cu clipa prezentă? Care e celul meu? Să câștig lumea sau să mântuiesc sufletul? te mântuiești nu evitând cu orice preț riscurile, ci asumându-ți-le. Există o tendință în cultura noastră, dacă am trecut prin dificultăți, prin greutăți, îi efectul de pendul, să mergem exact în extrema cealaltă în relație cu copiii noștri, să le oferim tot ce își dorește, și tot ce nu-și doresc și îi văduvim de acel curaj de a interacționa și Hristos ne spune în viață ca în mântuire, se întâmplă la fel. Cu cât încerci să eviți, te trezești că ajungi exact în capcana respectivă. Cu cât înfrunți lucrurile direct, s-ar putea să descoperi o eliberare și o experiență salvatoare. Următorul moment este cel al schimbării la față. Pare cumva în timp și uh, într-un moment neașteptat. Poate că cel mai bulversant verset de aici este primul. El le-a mai zis, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. La ce se referă Hristos? Dar întrebarea mea e alta. Care este nevoia țintită a schimbării la față? Ce urmărește Hristos? Mai ales că selectează doar trei dintre ucenicii apropiați pe care îi duce împreună cu el. Păi care credeți că e aspectul care i-a bulversat cel mai tare pe ucenici? Normal, aspectul legat de moarte. Dacă derulăm un pic înainte, în capitolul 10, la versetele 32 și 33 găsim următoarele: Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim. Observați suprapunerea dintre realitatea fizică și simbolistica spirituală. Și Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau cum? Tulburați și mergeau îngroziți după el Că el îi învăța și le repeta Fiul omului va fi dat Va fi călcat în picioare Singurul lucru care îți poate oferi speranță În fața morții Este învierea lui Și ascultarea de el După șase zile face trimitere la zilele creației și la intrarea în odihna lui Dumnezeu. Tot după șase zile, Moise are parte de revelația și descoperirea lui Dumnezeu în cartea Exod. Nu întâmplător apar Moise și Ilie pentru a puncta profeția din Maleahii, capitolul 4, versetele 4 și 5. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat-o la Horeb, am dat rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Ziua aceea mare și înfricoșată. Hainele de un alb imaculat îi trădează înrudirea cu cel îmbătrânit de zile din cartea Daniel. Identitatea și autoritatea finală a fiului este consfințită din cer. Acesta este fiul meu preubit De el să ascultați. Interesant, ceilalți doi dispar din peisaj și ei văd o singură persoană. El este împlinirea, întruparea făgăduințelor, revelației finale a lui Dumnezeu. De el să ascultați interdicția de a dezvălui cuiva despre momentul acesta decât după înviere. Observați care e cheia care te ajută să înțelegi schimbarea la față. Și mai încă un detaliu foarte interesant. Încearcă să te pui în pielea vreunea dintre cei trei. Să-i vezi, să îi vezi cu ochii tăi pe Moise și pe Ilie. Ce senzație îți creează? Nu este acel mesaj senzorial cu privire la viața de după moarte. La felul în care învierea te ajută în această lume a durerii și a deznădești. Marcul 9 cu 10. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Să luați acum au o altă nelămurire. Câtă speranță și ascultare există în așteptarea noastră. Nu vreau să neg toată anxietatea și vulnerabilitatea care s-a văzut în toată perioada de pandemie sau poate în fața amenințării războiului, însă cu toții am dorit, am așteptat să vedem mai multă speranță din partea celor care cred în Dumnezeu, mesajul scripturii e că nu trebuie să te prefaci, așa ceva nu poate fi mimat, nu poate fi inventat de Dumnezeu de apropii recunoscând unde e și trăirile pe care le ai în momentul de față de o izbitoare, când te uiți la Bonhoeffer și la C.S. Lewis, care trăiau în perioada războiului, amândoi aveau un mesaj copie la Indigo și spuneau, păi războiul ne arată lumea în care am trăit dintotdeauna. Nu noi am uitat. Noi nu știam în ce lume trăim, care are nevoie disperată de răscumpărarea lui Hristos. Întrebarea este, crezi sau nu crezi lucrul acesta când vii la biserică, când vii la închinare? Și spune Bonhofer foarte frumos: În costul ucenicii, nu în entuziasmul venerării, ci în asumarea ascultării, se verifică această cale a ucenicii noastre. Vindecarea tânărului demonizat. Experienței beatifice de pe muntei corespunde suferința și neajutorarea din vale. Nimeni. Nu-l poate ajuta pe acest om, nici ucenicii, nici cărturarii, nici medicii vremii respective. Încercați să vă imaginați, în timp ce copilul suferea, era chinuit. Această suferință chinuitoare încă din copilărie, ne spune tatăl acestui tânăr. Nepudința cărturarilor, falimentul ucenicilor, disperarea acestui tată ne mulțimilor zvârcolirea tânărului, de acestui tată, au ajuns la capăt. Dar dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne. Dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Atenție aici pentru cei care avem tendința să folosim ca o bătă cuvintele astea și de multe ori nici măcar nu ne dăm seama de rana pe care o putem crea în alt suflet. Răspunsul vine în cuvintele următoare. Îndată tatăl copil a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. În studenție, când am citit jurnalul fericirea lui Nicolae Steinhardt, am înțeles un lucru cu care nu eram familiarizat până în momentul respectiv. Și anume, poate că pe Isus îl impresionează mai mult necredința mea decât eticheta credinței. Onestitatea încrederii, iată ce a salvat fiul, capacitatea de a recunoaște limitele, neputință. Astea nu sunt nespirituale, exact punctul din care tu simți că ai nevoie de Hristos în viață. Asta e marea noastră problemă. Pur și simplu nu înțeleg de ce secționăm, despărțim lucrurile. Momentele în care te simți fără putere, sunt exact momentele în care Dumnezeu să te umple, să te ridice. Trebuie să ai răbdare la lucrul acesta. Eșecurile, înfrângerile, iată benzina credinței. Dacă ar fi să rezum într-un singur lucru toată devenirea mea până în momentul de față, aceasta ar fi puterea onestității. Nu cred că am înțeles și m-a afectat, a avut un impact mai profund asupra mea decât această lecție simplă. Să nu fentezi realitatea. Să nu pretinzi că ești fericit. Atunci când ești trist. Să nu mimești certitudine atunci când ești bântuit de îndoieli. Să nu încerci să impresionezi pe nimeni până la urmă. Să nu pretinzi a fi mai mult decât ești în momentul de față. Asta ne învață acest tată, de la care observi, nu te-ai fi așteptat să-ți dea o lecție. El își vedea insuficiența, neputința, că nu este vrednic să primească vindecarea din partea lui Hristos. Noi de ce n-am putut să-l vindecăm, întreabă ucenicii. Păi de asta. Cei de la YouTube au o piesă Still haven't found what I'm looking for. Când am găsit ceea ce caut. Există două versuri care mi-au rămas întipărite și el spune Am glăsuit cu îngerii? L-am ținut pe diavol de mână. Este imagine atât de provocatoare noi de multe ori nu ne dăm seama de exact asta ni se întâmplă. Grăim lucruri spirituale, în același timp amăgirea, pericolul malefic se ține de noi. Și conștientizarea acestei realități ambivalente, până la urmă, te ajută că îți conștientizezi starea, condiția în care te afli. Dacă vă mai aduceți aminte discreția cu care Petru îl ia după umăr și zice Doamne, să te ferească Dumnezeu. Hristos îl ia tot de pe omăr și îl pune în mijlocul ucenicilor Zice, zice: a mea Satanul." Nu știu dacă să zizăm cât de serioasă este această întâlnire între lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile oamenilor, între spiritualitatea adevărată și cea periculoasă pentru viața noastră. E un incident în Evanghelia după Luca la capitolul 9, în care Hristos plănuia să treacă printr-un sat al samaritenilor. Mai aduceți aminte de ce a făcut Ilie când a venit foc din cer și a mistuit de două ori pe cei 50 de soldați trimiși la el. Și lor le vine o idee biblică. Zice, ce-ar fi să procedăm într-un mod asemănător? Și Hristos îi ceartă. Zice, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Cu siguranță nu era nervos că erau stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu. Înseamnă că era ceva real în viața ucenicilor care umblau cu Hristos de aproape trei ani și jumătate. Ca să vedeți un pic cât de greu se desprinde Petru și cât de greu ne este nou să ne deslipim de anumite preconcepții și păreri și până la urmă o anumită viziune asupra realității, în momentul în care Hristos avea să meargă la cruce, cu o zi înainte, le vestește lucrul acesta și le spune că se vor lepăda. Christ... Petru dintr-o dată sare în picioare drept și zice, chiar dacă ăștia toți, eu niciodată. Și, și Hristos se uită la el și spune, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă. Nu știu dacă se sizez pericolul. Evanghelia după Matei pune lepădarea lui Petru înainte de sinuciderea lui Iuda. Nu știu dacă se sizează ce încălecare, ce trăiri interioare avea de asemenea pentru în fața falimentului, a eșecului colosal de care dă dovadă. Uitați, asta e viața reală, asta ne învață textul. Și cât de greu ne deslipim, asta e provocarea pentru ziua de astăzi. Cât de greu ne este să detectăm probleme de percepție și să facem ajustările de rigoare în viața noastră. Poate că asta ne învață tatăl acestui tânăr, onestitatea încrederii. E singurul lucru care te scapă din amăgirea demonică și, așa cum zice Hristos, poate mai ai nevoie de zile de poș și rugăciune ca să te lămurești în privința asta. Nu o să uit mărturia cutremurătoare a lui Martin Luther King Jr., care spunea că își lua zile la rând de poș și rugăciune pentru a face față, pentru a nu acumula în suflet ură față de alt față de cei care îi persecutau în perioada respectivă. Observați, bătălia, până la urmă, e pe viață și pe moarte, ne spune Hristos. Ce să mai zicem, că după momentul acesta asistăm la cearta ucenicilor. Dar ce-ați studiat? Ce-ați dezbătut pe drum? Ei tăceau, pentru că... Și atunci Hristos aduce de drept, drept obiect de studiu un copil și îl pune în mijlocul lor. A fost impresionant de mărturia cuiva marți dimineața la studiu. Și a zis, copiii, nu... Au grijă a de mâine. Nu știu dacă simți ce forță au cuvintele astea. Doar un om împăcat cu sine poate să iasă din competiția infantilă a afirmării de sine. Exact ăsta este rolul copilului. Îți arată copilăria în care te complaci și îți arată modelul pozitiv de detașare, de tihnă, de naivitate pe care îi bine să-l adopți în anumite momente. Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă. Cum poți în viață să adopți o astfel de atitudine? Să fii slujitorul tuturor. Atunci când refuzăm să-L credem pe Hristos pe cuvânt, inevitabil ne vom complace în mlaștina competiției și a resentimentului. Într-un interviu televizat, domnul profesor Miclea, Vorbea zilele trecute despre mentalitatea pe care unii oameni în poziții publice o au și o numea mentalitate de extracție. Ce resurse poți să extragi, poți să iei din punctul, din poziția în care te afli. Când spunea el, ar trebui să avem o mentalitate de slujire, de sacrificiu. În momentul în care ești într-o funcție publică, agenda personală, interesele personale, toate cad într-un plan secundar. Ești acolo pentru alții, pentru binele altora. Să ce face slujirea? Cât de greu se lasă învățat, de ce fibră interioară îi nevoie ca să poți să slujești semenii, indiferent de firmă, de poziție, lucru în care Dumnezeu te cheamă. Oare care e întrebarea la care răspunde slujirea ta și a mea? Sunt împăcat cu mine, mulțumit așa cum sunt, așa cum a lăsat Dumnezeu, trăiesc ca un fiu preiubit pentru binele celorlalți. Și poate partea cea mai palpitantă e legată de pricinile de păcătuire, capitolul 9, 38 la 48. Textul este extrem de provocator din toate punctele de vedere. Începe cu relatarea interzicerii unui om de a lucra în numele Lui Iisus pentru că nu făcea parte din echipa noastră sau din echipa mea. Observați, Hristos îi învață, hei, nici unul dintre voi nu are monopolul asupra persoanei lui Iisus Hristos. Dumnezeu are moduri nebănuite în care El încă lucrează, slavă Domnului. Și asta ne eliberează de o cumplită povară. Suntem niște bieți administratori în slujba la care Hristos ne cheamă este subliniată bucuria și răsplata pentru orice contribuție, indiferent cât de minor ar fi, până și un pahar cu apă. Oricine va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici lui Hristos, adevărat vă spun că nu -și va pierde răsplata, dar cine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, oare ce sunt? O pricină de bucurie? Sau de păcătuire. Primul aspect pe care îl putem identifica este că pricine de păcătuire pot veni din exterior sau din interior, de la alții sau de la noi. În ce fel? Cel care nu-și conștientizează pricina de păcătuire devine o pricină de păcătuire pentru celălalt. Cineva spune foarte frumos, tot marți dimineața, dacă mâna ta dacă piciorul tău, dacă ochiul tău. Păi mâna face trimitere la acțiunile noastre, piciorul la umbletele noastre, iar ochiul, din nou, apare imaginea legată de perspectiva pe care o avem. Exact cum se spune în slujba ortodoxă de înmormântare, atât de sugestiv, numai că ar trebui să o spună mai des cei vii. Iartă tu tot ce a făcut cu lucrul, cu gândul și cuvântul. Ce instrument folositor când ne apropiem de cine. când vrem să ne evaluăm, să ne cântărim intențiile, planurile, vorbele, înainte de a ne apropia de Dumnezeu. Însă șochează imaginea amputării la care apelează Domnul Hristos dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai și leapodă de la tine ca să nu ajungi în focul genei. Cât de șocante sunt imaginile astea în cultura noastră a relativismului moral. Ce înțeleg de aici? Nu asta e propunerea lui Hristos. Nu mutilarea, ci mortificarea este soluția atitudinea radicală, nemiloasă față de orice lucru rău pe care îl vezi în viața ta. Dacă nu identifici, tai, îndepărtezi răul la timp, dauna poate fi totală, este mesajul lui Hristos. Foarte interesant că narațiunea de azi începe și se încheie pe tema pierderii. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Este spre binele tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Nu amputarea fizică, ci măsurile radicale, imediate, te pot salva. Cuvintele Domnului, prin urmare, invită la cumpănire. La asumare, la urgență. Și ne învață că, până la urmă, orice alegere presupune un preț. Indiferent ce alege în această viață, implică un preț mai devreme sau mai târziu, mai mic sau mai mare. Pentru unii prețul e mai mare acum, pentru alții la final. Unii aleg să moară puțin în fiecare zi, alții pur și simplu nu sunt interesați, nu le pasă. Aleg să nu se gândească la lucrul acesta. Cuvântul genă provine de la Valea Fiilor lui Hinom. Ghe-Hinom, o vale situată undeva la sud de Ierusalim, unde pe vremea împăraților Ahaz și Manase, după cum vă mai aduceți aminte, erau aduse sacrificii umane. Regele Iosia este cel care profanează, care stârpește lucrul acesta și devine un loc unde sunt arse și adunate toate gunoaiele și toate deșeurile într-o imagine vizuală descustătoare și continuă, care devine un element simbolic cu privire la realitatea care vorbește despre iad. Vă mărturisesc că am auzit o singură dată o predică despre iad care m-a băgat în sperieți, în adolescență. Și era din textul acesta unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Cum înțeleg cuvintele astea? Că se referă la acea prezență în fața conștiinței tale, o eternitate, în care vei putea aduna toate oportunitățile la care le-ai dat cu piciorul, pe care le-ai fentat într-o viață. Mi-a rămas pe retină titlul cărții lui Dan Lungu, În ea toate becurile sunt arse. Ce metaforă aruncă în fața ochilor noștri? Concluzia este de neocolit. Marcu 9, 49 la 50. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc. Doamne, dar ce înseamnă asta? Și orice jerfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună. Dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, prin ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Dacă focul vorbește despre prețul uceniciei, sarea era elementul care n-avea voie să lipsească de la orice jertfă pe care un israelit o aducea la cortul întâlnirii. Așa cum spune în Levitic, este semnul, semnul legământului dintre tine și Dumnezeu. În ce privește sarea, știm că este cea mai, printre cele mai stabile substanțe care există și nu își pierde niciodată proprietățile. Doar atunci când se află în amestec cu impurități. Cu alte cuvinte, logica textului este clară, tranșantă pentru fiecare dintre noi. Poate că devotamentul nostru se validează în prețul pe care suntem dispuși să-l plătim. Iar influența profilactică prin integritatea noastră lăuntrică și interpersonală. Liniștea pe care o adiem, bucuria pe care o putem aduce în viața celorlalți. Toată relatarea de azi trebuie înțeleasă între cele două momente ale vindecării orbului. Apoi, a scuipat pe ochii acestuia. Nu știu dacă Hristos ar fi procedat la fel într-o perioadă de pandemie, de COVID-19, dar ar fi fost cât se poate de șocant Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și atunci a văzut toate lucrurile de slușit. Dacă prima fază identifică problema, cea de-a doua vizează soluția. Iată adevărul care împachetează tot ceea ce am învățat astăzi. Mai cumplită decât orice boală, mai teribilă decât orice handicap fizic e incapacitatea de a-l percepe corect pe Hristos. Poate că nu omul acela avea o problemă, ci poate că noi avem o problemă mult mai greu de detectat. Și varianta pozitivă. Capacitatea de a urma pe Hristos până la final e dată de Acuratețea percepției cu privire la El și cu privire la propriile umbre pe care le purtăm în suflet. Dacă Isus te-ar întreba în această dimineață, ce vrei să-ți fac? Ce? Îi răspunde. Pe bună dreptate, titlul de astăzi ar putea puțin fi modificat din focalizare în refocalizare. Cele cinci piese de puzzle fără de care imaginea noastră a fi grav avariată sunt următoarele. Curajul ascultării, speranța așteptării, onestitatea încrederii, împăcarea cu sine, costul uceniciei. Care sunt problemele pe care le-am identificat eu? La viața mea. Poate absența curajului, lipsa speranței, absența onestității, golul nempăcării sau neasumarea costului. Dacă Isus te-ar întreba chiar acum, iată întrebarea cu care vreau să rămâneți. Ce vrei să-ți fac? chiar ce îi răspunde. Și pentru a fi în ton cu invitația la mulțumire din aceste săptămâni, vă reamintesc că Helen Keller, mutilată de un dublu handicap de surzenie și de vedere, ne lasă următoarele cuvinte. Trei sunt lucrurile pentru care îi aduc mulțumiri lui Dumnezeu în fie ce zi a vieții mele. Mulțumiri pentru a-mi fi înlesnit cunoașterea lucrărilor sale. A reușit să depășească într-o oarecare măsură cele două mari handicapuri. Adânci mulțumiri pentru a-mi fi luminat în tunericul cu făclia credinței. Adânci cele mai adânci mulțumiri pentru făgăduința altei vieți. O viață plină de bucuria luminii, a florilor și a cântărilor cerești.